Se știe încă din cele mai vechi timpuri faptul că poporul român este credincios și că mereu și-a găsit liniștea în cadrul lăcașului de cult. În cadrul parohiei Zvorul Bârzii, păstorită de către tânărul preot Ștefan Manole, oamenii se strâng din mai multe părți ale județului pentru căldura și liniștea locului. Tânărul preot a realizat, sprijinit de câțiva localnici, lucrări de reabilitare a bisericii, însă acestea continuă și ar avea nevoie de sprijin financiar din partea oamenilor cu suflet mare. Parohia Izvorul Bârzii este fără dar și poate locul unde mulți credincioși își găsesc liniștea. Însă cum mulți dintre noi ne găsim calea către biserică în momentele de fericire sau de cumpănă, iată că acum a venit și momentul lăcașului de cult să fie sprijinit de către credincioși. De câțiva ani în cadrul parohiei Izvorul Bârzii se află Ștefan Manole, tânărul preot care a reușit cu ambiție și mult har să schimbe percepția cetățenilor despre biserică, apropiindu-i pe tineri și nu numai prin numeroasele evenimente către lăcașul de cult. Deoarece biserica datează de foarte mulți ani, trecerea timpului și-a pus amprenta și pe clădirea care a văzut de-a lungul timpului atât lacrimi de bucurie cât și de tristețe și a fost păstrătoarea celor mai sincere rugăciuni. Preotul Ștefan Manole a demarat acțiuni de reabilitare a clădirii, însă are nevoie de sprijin venit din partea cetățenilor pentru a le putea continua. Biserica noastră, de când am venit eu aici din anul 2021, a început să intre ușor-ușor într-un proces tot mai amplu de restaurare, de înfrumusețare și în postul mare am schimbat toată instalația electrică, am băgat apă în Sfânta Biserică, lucrări care ne-au și forțat, să zic așa, întrucât în urma mișcărilor seismice și la biserica noastră s-a văzut la Tencuiala foarte degradată, care are peste 90, aproape 100 de ani. Atunci s-a lucrat cu var, cu nisip, materiale mult mai așa cum erau la vremea respectivă și trebuia să ne ocupăm un pic aici de biserică fără să așteptăm de la primărie până se va hotărâ sau din alte părți. Este destul de greu, știți cu toții, birocrația care trebuie întocmită. Și aici ne-am hotărât să începem cu ajutorul oamenilor. Mergând chiar după acele cutremure prin sat, m-a oprit un sătean din parohie, i-am spus de ce sunt tulburat, ce mă frământă și a spus, haideți părinte să începem, facem un apel la oameni în sat și nu ne lasă Dumnezeu. Și într-adevăr ne-a întărit Dumnezeu, ne-am apucat și în noaptea Sfintelor Paști am avut aici terminate multe lucrări care vă spun că începeau de multe ori dimineața la 7 și le încheiam noaptea mult, mult după miezul nopții. Cetățenii alături de preotul Ștefan Manole au realizat lucrări de reabilitare. A fost realizată o capelă, au fost realizate două băi cu apă curentă la standarde europene. Însă lucrările nu se opresc aici. Urmează picturile de pe pereți, iar pe jos va fi pus un material adecvat și adaptat tuturor condițiilor meteorologice. Cu toate că vârsta fragedă a preotului a pus puțin în derută pe cetățeni, acesta i-a câștigat prin devotamentul și ambiția de care a dat dovadă. Probabil că are ceva de la Manole care a zidit curtea de Argeș. Dar spiritul ăsta de tinerețe și de ăsta de entuziasm e deosebit și merită toată aprecierea noastră. Tot ce a avut curajul să fărâme pe aici și să reconstruiască a fost cu ajutorul și al nostru, al cetățenilor din satul ăsta și a contribuit fiecare cât și cum a putut după puterile sale. Ce pot să vă mai spun, că este nevoie, strigentă chiar, de un ajutor, nu știu de unde vine, în afară de cel divin, de la oamenii de aici, de la sponsori, ca să terminăm reconstrucția, că de fapt asta este, după aia, așa cum a precizat și Părintele Manole, pictura și mai multe. Deci e nevoie și de timp și de muncă, iar domnia sa pot să afirm cu mâna pe inimă că are de toate. 2 ani de zile a făcut o grămadă de lucruri, dar nu l-a sponsorizat nimeni. Noi, ai bătrâni ăștia care venim la biserică, când luăm pensiile, îi dăm și lui câte 1.000.000, 2.000.
așa în continuare până când am adunat și am făcut și noi aici ce am făcut, dar mai este o grămadă de lucru, ori mai sunt și datorii și, nu știu, să ne ajute lumea că e pentru sufletul nostru. La toți. De-a lungul timpului, preotul Ștefan Manole a realizat tot felul de evenimente prin intermediul cărora a dorit să-i apropie pe cetățeni de biserică. Am făcut și pagina de Facebook, Parohiei Izvorul Bârzii, unde avem acolo multe imagini cu activitățile noastre. Imagini care vă spunem că au trezit conștiința multora dintre semeni, nu numai de aici din parohie, și oameni din oraș. Ne bucurăm de prezența domnilor profesori din Drobeta Turnul Severin, și a oamenilor de bine care întotdeauna și vin în sprijinul nostru. Tânărul preot are planuri mari, care cu ambiție, dar și cu ajutor din partea oamenilor cu suflet mare, cu siguranță se vor realiza. Așadar, toți cei care vor să dea o mână de ajutor, fiecare cu cât poate, sunt rugați să ia legătura cu preotul prin intermediul paginii de Facebook Parohia Izvorul Bârzii sau direct în incinta lăcașului de cult, pentru a realiza un loc cât mai primitor, plin de liniște și înțelepciune, atât pentru prezent cât și pentru generațiile ce vin.